mamă, ce a zis. Nu e doar o fată frumoasă, e și tu. Doamne ferește, nici nu știi. Bine v-am regăsit! În acest episod vom dezbate împreună cu două dintre vedetele preferate ale națiunii, una dintre cele mai titrate teme din ultima vreme, divorțul încotro. Dragii mei, vreau să vă întreb și împreună și separat, ce părere aveți despre divorț? Am o părere că sunt foarte fericită și toată lumea e fericită pentru că am venit aici. Bun, dar de ce ești fericită? Pentru că o să fiu vedetă. Tu? Ce părere ai despre divorț? Te face mai fericit? Da. Sau mai trist? Mai fericit. Mai fericit. Cine are de câștigat din lupta asta? Cel bun. Nu-mi vinge răul. Cine este mai bun? Eu. Da. Eu. Stop. După divorț, cum împărțiți lucrurile? Cine ia lucrurile cele mai importante și de valoare? Eu. Și eu iau să vă să conduc. Da. Cine pleacă primul din casă? Eu. Am spus primul. El. Lucrurile ți le ia el. Casa ți-o ia el. Mașina ți-o ia el. Tu rămâi pe drumuri așa? Păi am și gresie. Ai termopan color? Da. Da? Vezi că o să-ți ia și seturile de cabluri wireless. De ce? O să ți le ia și nu o să mai poți să vezi nimic la televizor. Ena, și o să văd, și o să văd la calculator. Cine ia derulatorul de CD-uri? Eu! Deci vezi că ia eu tot? Și eu iau tot. Cum? Numai prin judecată. Îl dau judecată. Și ce o să spui tu la proces? De ce meriți tu lucrurile și de ce nu el? Hai să vedem. Care sunt meritele tale? Tu cum ești? Bună. Deșteaptă. Înțeleaptă. Bună. Bună la... Bună. Frumoasă la suflet. Bună la suflet. Așa. Știu să citesc unde. Știi? Nu. Eu știu. Și eu știu. Știu să citesc. Știu să voxesc. Să ce? Să voxesc. Știu să voxesc. Să voxesc. Știu să voxesc. Știu să fac tablouri. Eu tot ce știu eu. Dar tu ai prietene mai frumoase ca ea? Ce-a zis? Deci mi-era frică, să spun. De ce te bate? Nu, dar mi-era frică să nu se supere. Deja m-am supărat. Dacă am șoarebe! Am ce e? El zicea de femei. El nu zicea de mame, zicea de copii. Doamne ferește. Păi de copii zic și eu. Păi ea... Păi mama nu e un copil. Păi nu zic de mame, zic de copii și eu. Cum să fie? Cum să fie una mai frumoasă? Că eu sunt cea mai frumoasă. Mai vedem. Am zis ceva nepotrivit? Nu, da. Nu, continuați. Spune tu dacă am mai văzut și eu un băiat mai frumos. Ai văzut un băiat mai frumos ca el? Da. Și nu mă supără deloc. Nici eu. Chiar e foarte frumos. Și m-am îndrăgostit chiar de el. Poate vrei să faci cunoștință cu Livia. Știi cine? Ena. Are ochii albaștri? Da. Și nu-mi plac ochii albaștri. Îmi plac ochii. Nu te mai foi, știu că ești nervoasă, ai toate motivele. Zii tu. Nu, că tu. Sunt supărat pe tine. De ce, Rebecca? Sunt supărată pe tine. De ce? Nu vreau să spun. Nu e doar o fată frumoasă, ești și tu. Atunci ai zis că e o fată mai frumoasă. Nu, am spus doar așa, în gen. Dar ești tot mai frumoasă. Dar de ce mă păcălești? Dacă m-ai mințit. Deci, Rebecca, plec de aici singur. Să continuăm. Ce să mai conte? Vorbărâia. Doamne ferește. Nici nu știi. E aia. Ca să mai împăcăm spiritele,
Ai cunoscut o persoană mai deșteaptă decât ea? Nu. Ce-a zis? Nu am zis. Ți-e frică să dai răspunsul? Mi-e frică. E ce nu știu nici să citesc. Eu știu. Uite, știu să citesc și ce e pe foaia asta. Pe început. Hai să te văd. Bine, dă-mi mai puțin. O-A-N-A, O-A-N-A, P-E, P-E, O-A-N-A, Pepe. O-A-N-A, Pepe. De la Pepe, de... Hai că ne mai vise limpuțin. Ce? Ce? Oh, Doamne. Așa. Știu să citesc mai bine ca el, ca niciodată, ia, cu ochii verzi. Deci tu ești mai deșteaptă decât prietenele lui? Da, da. Nu prea și... cred. Deci dacă o aduc pe aici pe doamna Viorica să nu știu ce deșteaptă e. Am mașina acasă. Da. Și merg și știu să conduc. De parcă eu nu știu, Rebecca. Și ai și tu mașina? Nu, pune-mă să mă sui pe o mașină adevărată, să vezi că știu. Ena, și te ceartă polițistul. Să mă certe. Și te arestează. Să mă aresteze. Că sparg închisoare. Cum? Că e de fier. Uite așa cu închisoarea, uite așa. Mă forțez, na. Ena, și să te doar închisoarea cu mașina, na. Păi, țar, nu mai îți dă mașină. Îți dă doar pat și televizor. Atât. Îți dă și mașina. Și am un mic tiririt, la la, am un mic. Mulțumim, cred că este suficient. M-am mințit că altă fată e mai frumoasă ca mine. M-am mințit că nu e adevărat. A avut câteva fițe. Destul am suportat-o, chiar foarte destul.